Dunăre. O greșeală uriașă a axului defensiv și este marcatorul golului Alexandru Fotescu, care și-a și asumat cartonașul galben, a vrut să dedice unui copil acest gol și și-a dezbrăcat tricoul. Este un gol istoric pentru Alexandru Fotescu. 1-0 pentru Turisoltul Turnu Măgurele în minutul 33. Spășit, autorul golului se îmbracă pentru a primi în echipament regulamentar acest avertisment, însă cred că este mai important că Turisoltul Turnu Măgurele conduce Știința cu 1-0. Știința Craiova, o specialistă altă dată a cupei, deținătoarea trofeului condusă la Turnu Măgurele. Revedem aici, Doncor pasează prea moale, Fotescu îl driblează acolo pe Laurențiu Popescu și evită tacklingul aceluiași Doncor, care a riscat chiar eliminarea. Putea să faulteze ganezul, n-ar fi avut altă soluție arbitrul decât să-l elimine, pentru că ar fi fost un fault intenționat în opinia mea acolo. Dar, în fine, este doar o ipoteză, a trecut Alexandru Fotescu, deschide scorul, este 1-0. Turisoltul Turnu Măgurele conduce pe Universitatea Craiova, dacă vă vine să credeți. Pentru o altă pe care a încercat-o acolo Mărioara, pentru Dragu, Doncor se răsucește și este o pasă greșită din nou. Fotescu încă o dată în fața careului, șut peste bară! Incredibil! Șutul cu stângul al lui Fotescu de la 17 metri. Prieten bun Fotescu în această seară cu Doncor, de la care primește încă o pasă de gol. Sigur, poziția a fost mai dificilă de această dată, comparativ cu minutul 33, în care s-a consemnat deschiderea de scor după golul aceluiași Fotescu. Cu siguranță el nu s-ar mai fi dezbrăcat a doua oară, pentru că ar fi fost eliminat în cazul în care ar fi marcat, desigur. Silviu Bogdan, cel în geacă albastră, este cel care urmărește partida. Sferturile de finală vor avea loc la primăvară. Acum o minge către care o gol! Își recuperează eroarea. 1-1, înscrie ganezul Doncor pentru Universitatea Craiova și aruncă sectorul fanilor olteni în aer. Egalare care vine la timp în minutul 49. Suficient timp pentru Știința să întoarcă rezultatul. Doncor beneficiază de vidul care s-a creat acolo în apărarea turnenilor și de la câțiva metri împinge balonul în plasă, cam cum a făcut Omrani la Sfântul Gheorghe la partida din derbiul etapei a 13-a. Revedem faza și este Thiago Ferreira celui care îi pasează. La fel cum s-a întâmplat la golul lui Fotescu, relația pe care se creează golul egalizator este tot între cei doi fundași centrali ai Craiovei. O pasă a lui Thiago Ferreira care trece prea ușor de cei 5-6 oameni ai turnerilor, ajunge la Doncor și acesta înscrie. Spuneam că sferturile de finală vor avea loc fizic. O centrare acum pentru Bancu, gol! Gol! Știința! Bancu marchează minutul 51, 2-1. Universitatea Craiova întoarce rezultatul și pune, să zicem așa, normalitatea între cele două echipe. Nicușor Bancu marchează din nou la o fază rapidă, o fază la care apărarea turnenilor a fost depășită cu ușurință de o centrare venită de la Baicu de pe partea cealaltă. Revedem această fază, înscrie Bancu printre picioarele portarului, nu, Dimitrov este cel care a centrat. O reluare acrobatică, mobilitate inghinală bună acolo pentru Bancu. Este 2-1. Și visul frumos al turnenilor este pe cale să se încheie. Se bucură nedisimulat chiar banca tehnică a oltenilor, pentru că, spuneam, presiunea rezultatului era numai în tabăra celor de la Universitatea Craiova. Pentru e un derby. Acum atacă oltenii și gol! Burlacu este cel care înscrie și se duce să mulțumească băncii tehnice pentru încrederea acordată.
Burlacu marchează superb cu un șut în diagonală lângă rădăcina barei. Andrei Burlacu practic pulverizează orice șansă a gazdelor, orice vis, oricât de utopic ar fi părut pentru calificare. 3-1, revedem acest gol superb. Dimitrov îl angajează pe Burlacu. Acesta preia, șutează, șpagatul lui Poiană este prea târziu. Burlacu marchează, dacă îmi dați voie, cel mai frumos gol al partidei. 3-1 pentru Știința. Oltenilor le fluieră, ca să spunem așa, glonțul pe lângă ureche, dar până la urmă valoarea și-a spus cuvântul și este 3-1 pentru Știința. Burlacu este un gol important și pentru el, chiar dacă vine în poarta unei echipe de Liga 3-a. Colici pasă pentru Cicâldău, gol! Un gol pe care îl merita Alexandru Cicâldău. 4-1, minutul 88. 1-0 la pauză pentru Turisoltul Turnu Măgurele. 4-1 pentru Universitatea Craiova acum. Totuși o corecție prea severă, zic eu, deoarece echipa turneană părăsește chiar și la acest scor cu capul sus cea mai populară competiție, cea în care echipele mici se pot lua la trântă cu cele mari, Cupa României. De la Burlacu pleacă acțiunea. Colici, serviciu fantastic, altruist, bosniacul îl vede sprintând acolo pe Cicâldău și îi oferă o pasă decisivă. Cicâldău controlează bine cu adversar în spate, șutează pe sub portar și face 4-1. Al doilea gol printre picioare încasat de Poiană, după cel marcat de Bancu, minutul 51.